Producătorii vor fi obligați să semnaleze pe ambalaje atunci când reduc gramajele produselor fără a le ieftini. Măsura ar combate un fenomen care a pus stăpânire de luni bune pe rafturile magazinelor. Producătorii vor fi obligați să semnaleze vizibil pe ambalaj că au redus gramajul, iar prețul este neschimbat. Măsura va fi impusă de Guvernul României prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Premierul a anunțat la începutul ședinței de guvern de astăzi că, odată publicată în Monitorul Oficial, legea va institui măsuri dure pentru cei care mint și înșală consumatorii prin vânzarea unor produse cu gramaj mai mic la același preț. Este gata și ordinul președintelui ANPC de stopare a fenomenului prin care comercianții scad gramajul produselor, dar lasă prețurile la fel. Această formă de înșelăciune împotriva consumatorului se încheie astăzi. Finalizăm procedura de consultare la nivel european și cel târziu, luni, putem avea actul publicat în Monitor Oficial. Producătorii trebuie să semnaleze vizibil pe ambalaj că au redus gramajul, iar prețul produsului este neschimbat. Și aplicăm sancțiuni dure pentru nerespectarea acestei obligații. În ultimele luni, tot mai mulți consumatori au semnalat acest fenomen îngrijorător. Scumpirile sunt mascate de etichete care arată același preț, deși cantitatea este mai mică. Cumpărătorii care nu se uită cu atenție pot fi astfel păcăliți.